Salutare! Haideți să mai degustăm ceva, o bere interesantă, am văzut-o pe rafturile din Kaufland, mi se pare. O bere care, sincer, la prima vedere nu mi-a tras foarte tare cu ochiul, dar trecând de multe ori pe acolo, mi s-a părut ceva interesant. Mi se pare Kaufland sau dacă nu, în fine, nu contează supermarketul, că nu fac reclamă la supermarketuri. La Profi, cred că la Profi, Nea Iancu m-a atras, că i-am văzut fața lui Caragiale, este o bere albă nefiltrată din grâu, se spune clar. M-a făcut curios această bere, am văzut niște recenzii pe internet, pare o bere cică destul de bună, n-am mai băut această bere, sincer. Mi se pare sticla cum erau vechile beri înainte, de pe timpul comuniștilor. Se vrea o bere cu principuri, așa scrie și pe etichetă. Adică cine vrea să deguste sau să intre cel puțin în atmosfera boemică a acelei perioade de prin 1900-1920, ar putea să încerce această bere. Vreau să o încercăm, mi-am adus pahar, mi-am adus mai multe chestii, vreau să eu degust bere albă în general, savurând sau mâncând ceva, pentru că bere albă, eu așa zic că merge. În fine, eu fac cum cred eu, voi faceți cum credeți voi. Aceasta are și un pic de filozofie. Păi am să citesc toată eticheta, că bare un adevărat roman, aici e interesant. Nu se scrie, ba da, alcoolul 5,5, dar nu scrie extractul primar, din câte am văzut. Scrie că este produsă de Arco Braun, Brauris Moors, Germania. Deci producător este o fabrică din Germania, interesantă și interesant, și distribuitor este World of Beer, strada așa București, bineînțeles. Dar se spune clar că este produsă de Arco Braun, Germania. Interesant. Interesantă această ciudățenie de bere. Această bere s-a lansat în anul 2012, anul Caragiale, cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la nașterea marelui dramaturg Ion Luca Caragiale, cunoscut și sub numele Nea Iancu. Este știut mai puțin că a fost făurar de bere. Interesant, poate om avea niște bodegi, îi merea bine. Dar la sfârșitul secolului XIX era celebru pentru această pasiune. Interesant, n-am știut că Nea Iancu ăsta Caragiale era totuși și iubitor de crâjme, adică iubitor, patron de crâjme, că iubitor de crâjme știu că beau împreună cu Vlahuță și cu Grigorescu când îi urmăreau tablourile de pe pereți. Asta se știe clar. Îmi dau seama ce băute făceau și ăștia. Maestrii berari ai timpului fabricau această băutură după rețeta adusă din Germania, tradiționala patria berii. Bine, mă, asta e teoria voastră, ok, nicio problemă. Se spune că este făcută după rețeta numită Deutsche nu știu cum, că nu știu germană, adică legea purității Germania berii de la 1516. Această bere este făurită chiar în inima Germaniei, în landul Bavaria. Este o albă bere nefiltrată, de culoarea galben-auriu, cu spumă albă, în fine, este o teorie, mai este de citit, cred că m-aș plictisi și eu, adică eu nu mă plictisesc pentru că o citesc pentru mine și sunt fascinat de chestia asta istorică, ceea ce puteți să o citiți și voi, n-ar rost să citesc în fața voastră, încercăm această bere, vedem ce este cu ea. Stai că nu tai pe nimeni, am zis că încep cu savoare gastronomică. Vreau să degustăm această bere în modul pe care, deci de acum încolo, ar trebui să vă obișnuiți cu mine, deja salivez. Când vă bea o bere albă nefiltrată, o voi asocia cu mâncare. Na, la ce vă uitați voi? La unul care mănâncă și bea bere. Și omul se presupune că vreau să fie un mic berar degustător de bere. Hai să vedem. Băi, nu știu dacă trebuia să o acidulez, să o agit. Se vede că berea e. Vezi dacă vrei și cu gura plină.
bere tulbure. E o bere albă clar, e o bere tulbure. Miroase, te lovește chestia de turtă. Deci eu așa asimilez acest miros, această aromă. Această aromă. Este un iz de turtă, de grâu. De fermentație, de grâu. Se simte clar chestia asta. Te izbește drojdia. Nu te lovește, cel puțin la berea asta, nu te lovește într-un mod neplăcut. Miroase bine. Am mai băut, mi se pare, la un moment dat, bere nefiltrată, tot albă, Patronus, mi se pare, era belgiană sau germană, Patronus, gar, mie în sută, așa îi zice Patronus. Era bere, mai, cred că, un pic mai bună ca asta, de ce zic că era mai bună? Era mai dulceagă, nu știu, eu sunt nebunit cu bere dulci. Mă, și asta are un gust suav, deci nu deranjează nimic. Nu că acum zic eu că berea este făcută în Germania. E o bere, zici că e ciudățică, tare tulbure, e ciudată. Am spus, miroase bine, te lovește mirosul ăla de drojdie. Gustul, am spus. Adică n-am spus. Este un pic acruță. Acruță, ai impresia că bei un pic de socată. De socată este dulce, dar în același timp și acruță pișcătoare. Da, nu știu ce să zic, parcă nu merge așa pe sec, pe cuvântul meu. Eu berile albe, așa le văd eu, așa le percep. Ca și beri care merg foarte bine la masă. Nu știu, n-am fost în Germania, n-am fost în Bavaria. Ceea ce am văzut în documentare, ceea ce am văzut în emisiuni, în filme, nemții, ci cred că și englezii, irlandezii, obișnuiesc să bea bere la masă. În special berile păstoase, nu berea Pilsen și berea Lager. Fiecare bere ar trebui asociată cu anumite chestii, nu intru în filozofia acestei lucruri. Berea albă nefiltrată merge cu ceva, berea Pilsen merge cu altceva, berea neagră merge la altceva. Patronusul era mai suav, clar. Deci Patronusul era un pic mai suav, era un pic mai dulce, se simțea mai bine anumite chestii prin... Nu, gustul era mai echilibrat. Băi, am spus, nu știu cum se bea această bere nefiltrată, deci nu știu dacă se amestecă sau nu se amestecă, pe cuvântul meu am spus, încă n-am învățat, învățăm, poate împreună sau învăț, uite, are pinea, fii atent, zici că trebuia acidulată, trebuia amestecată, zic eu. Are prin ea acum niște sedimente, zici că e cu grâu acolo amestecat, zici că asta este, când pui într-un pahar, nu știu cum să zic, apă de la robinet de aia, care nu mai circula țeava de 5.000 de ani, așa zici că e berea asta, are sedimente, clar, se vede prin ea particule, nu știu, de grâu, de nu știu ce, melasă. Băi, nu bem apă de la chiuvetă. Îl bem pe nea, iam cu bere, cu principii, da? Oșcât, oșcum. Băi, e o bere bună, adică făcută în Germania, ambarată pentru români. E o bere de nota ca și bere albă nefiltrată de grâu, vorbesc. Este o bere de nota 8 și ceva, după cât o cataloghez eu. Îi lipsește un pic nuanța de suav, nu este foarte delicată, nu este foarte, nu se simte, am spus, nu se simte amărială
se simte un pic acriala de borș, așa impresia, că bei un pic de borș, că bei un pic de socată borș. Eu cam urât să vorbesc borș, că nu e o acrială atât de pronunțată și atât de... Nu te lovește așa de puternic ca și borșul, pentru că nu e. De borș e o bere foarte ieftină. Berea asta e 6 lei, mi se pare, sau 5 lei și ceva. Este o acrială de socată, așa impresia, că bei o socată mai acră, mai amară, o socată mai amară și un pic dulceața îi scade. E o bere, nu e socată. E o bere bună, nu pot să zic, ca bere albă, nu sunt băutor de bere albă, am spus, și nefiltrată. N-am mai băut multe beri nefiltrate, voi încerca în continuare să degust aceste beri. Am spus, Patronus, mi se pare, am dat nota 9, e o bere, mi-a rămas în minte, e o bere ok. Bă, și Iancu ăsta, Nea Iancule, ești ok, ești de nota, am spus, 8. Nu e o bere rea, deci nu poți să zici că nu e o bere care merită să o bei. Numai că este un pic acruță, are un acru, nu acrul ăla de hamei sau acrul ăla de... Are acolo ăla de fermentație de pâine, când miroase plăcut când miroși o fermentație de pâine, dar se simte un pic de acrială. Cam aceeași chestie se simte și la Nea Iancu ăsta. E acruț un pic Nea Iancu, nu e o bere dulceagă, e o bere acruță, mai puțin amară, dar are, nu are izurile foarte bine conturate, foarte bine închegate, dar... Este o bere, am spus, de nota 8. Este o bere nota 8, merită să o bei. Nu știu cum te simți după ce bei 4-5 beri de astea nefiltrate, nu aș vrea să fac experiența. În fine, am degustat-o, am băut-o când trec prin supermarket sau când treceți, băi, încercați. Vedeți și voi dacă merită să îi dăm atenția. Nu știu, e o bere ok. E o bere ok, nu e o bere suavă, nu e o bere de lux. E o bere ok din punctul meu de vedere în ceea ce privește berile albe nefiltrate de grâu. Mai degustăm, mai vedem. No, asta e.